Smiley și Juno, scumpă foc la Virgin Radio Breakfast, fix ca Veronica, care se pregătește alături de mine să vă prezinte un top Virgin Radio. Pentru că săptămâna trecută am făcut un top care a rupt pe TikTok. Îi salutăm pe toți oamenii care sunt live cu noi pe TikTok. Am început de ceva timp treaba asta. Toată emisiunea este live pe TikTok în fiecare zi. Avem acest top astăzi. Top 10 lucruri enervante pe care le fac ceilalți șoferi în trafic. Și ne referim la ceilalți, pentru că noi nu facem lucruri enervante. De obicei ceilalți le fac, știi? Da. Noi suntem niște șoferi extraordinari. Hai să vedem, așteptăm și de la voi pe WhatsApp 0734 3630. Top lucruri enervante pe care le fac ceilalți șoferi în trafic. Și să ne spuneți și dacă sunteți de acord cu topul ăsta. Adică, vedem. 10 este vorbitul la telefon. Da, chiar pe locul da. 9, mâncatul în timp ce conduce mașina. 8, tailgating-ul. Așa, sau nepăstrarea distanței regulamentare. Tailgating, se zice. Adică când stai în fundul cuiva. Da. Recunosc, uneori mai fac și o treabă asta foarte bine, că, uite, din când în când și evit să fac, dar foarte bine. Bă, eu recunosc. 7. Neutralizarea semnalizării. Așa, 6. Utilizarea incorrectă a frânei. A frânării. Frânii. Așa? Adică sunt cei care frânează în continuu sau frânează în curbă sau pun tot timpul. Sunt așa, din 2 metri iarăși pun frână, iar îmi și merg 3 metri. 5. Încercarea unor șoferi eșuată de a se adapta la trafic. Pentru că traficul e diferit dacă ești în Brașov, sau dacă ești în București, sau dacă ești pe un drum național, sau pe autostradă. 4. Conducerea și depășirea în unghiul mort. Da, asta e, cum îți dai seama că ești în unghiul mort dacă tu nu vezi că ești în unghiul mort? Păi nu, depășirea mai mult în unghiul mort, că n-ai cum, adică sunt cei care, chiar dacă nu au cum să se asigure, oricum încearcă să depășească, pentru că așa consideră ei că e bine. Tu depășești din spate, el ar trebui să vadă dinainte, că tu pătrunzi la un moment dat pe lângă el, prin stânga, și ajungi în unghiul mort. Ne-am dus departe, da. 3. Comportamentul defensiv preventiv în trafic. Este un lucru enervant, așa zice topul. Ok. Pe locul 2 spune acest top, utilizarea incorrectă a luminilor. Păi asta mai ales seara, da. Cine conduce cu fază lungă seara... Da. Și 1, nu vă așteptați, 1, pentru cei care ne dau zilele trecute mesaje că aș da amendă oamenilor care conduc cu 10-15 la oră. Pe locul 1, în top 10 lucruri enervante pe care ceilalți șoferi le fac în trafic, este conducerea ezitantă. Adică când cărmăr. Da, cumva conducerea asta ezitantă cred că cumulează toate celelalte chestii din top. Ok, bun, galop. E de la un rave. Aha.